Prin bunăvoința lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră ne întâlnim la o nouă emisiune și, cum probabil puteți vedea deja, despre ce altceva în seara aceasta decât despre familie, cu cine altcineva decât cu o familie. În seara aceasta am bucuria să aduc în fața dumneavoastră familia Bărbulescu, Clara și Laurențiu. Mulțumesc că ați răspuns pozitiv invitației. Cu multă plăcere, ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră. E o plăcere să fim aici. Bun, cum sunteți? Suntem bine. Tineri, frumoși, fericiți. Nu suntem chiar așa de tineri. Da, e bine că măcar se vede. Ne place când ni se spune. Da, da, și lucrurile frumoase merită repetate. Da. Asta, sigur, ca să fim așa mai spirituali, că noi avem și oameni spirituali, duhovnicești, care ne ascultă. Noi ne găsim scuzele tot prin Scriptură. Și unde mi-am găsit eu scuzele cu lucrurile frumoase merite repetate? La Apostolul Pavel, care spunea: mie nu-mi este greu să vi le tot repet, iar vouă este de folos. Acum, câteodată ți-e greu să repeți aceleași lucruri, câte saturi și tu când le tot repeți, dacă te mai auzi alții, se satură și ei. Dar că n-am avut prea mult timp, lumea nu prea crede, cei de acasă nu prea crede. Ei cred că noi stăm ore în șir, regizăm aici, acum facem, vă dau întrebările. Deci știți care e durerea lor, haideți să vă spun așa din culise. Durerea lor este că voi credeți că am stat ore în șir, le-am trimis întrebări, habar n-au, deci nu le-am trimis nimic și acum suntem pe viu, dar să vedeți cât de fain iese. Deci cu ce am obișnuit pe cei care ne urmăresc? Să începem cu partea omenească. Adică marea mea descoperire a fost că se căsătoresc doi oameni. Adică suntem oameni și vis-a-vis de expresia biblică, la început n-a fost așa în dreptul familiei, eu cred că se potrivește și la voi, adică voi nu așa ați fost de la început. Bănuiesc că v-ați născut și voi normal sau conform tradițiilor vremii, o să ne spuneți voi dacă v-a adus barza cu costârcu sau a fost o naștere normală, v-ați născut într-o familie. Și am eu curiozitatea, au și ei curiozitatea, și dacă n-au, o au ei, o am eu. Să spuneți ceva despre familia în care v-ați născut voi. Ok. Încep eu? Da, da, totdeauna. Totdeauna. Da, deci m-am născut lângă București, la Ștefănești de Argeș, dar am crescut cu bunicii din partea mamei. Din păcate, mariajul părinților mei n-a fost unul foarte bun și atunci am crescut la bunicii din partea mamei, în Buzău. Undeva prin clasa a șasea ai mei au și divorțat și lucrurile n-au mers foarte bine și după aceea, motiv pentru care o persoană cele mai implicate în viața mea au fost bunica și sora mea. Dar știi că ești nu știu câta persoană, eu nu știu dacă e zona asta sau s-a nimerit până acum la mine, acum pe bune vorbesc, când vorbesc despre părinții care, dacă n-a mers relația așa de bine sau au fost supraaglomerați, au trimis copiii la bunici. Da, deci cred că, deși atunci eram printre puținii care eram crescută de bunici în satul respectiv, cam toți erau crescuți de părinți, cred că asta... Bine, că ei locuiau acolo și tu erai în deplasare, da. Așa, iar după clasa 10-a am locuit cu sora mea și m-am transferat la liceul la care soțul meu era elev atunci și noi am fost colegi de clasă din clasa 10-a. Ne-am împrietenit în clasa 12-a, ne-am căsătorit după anul 3 de facultate. Deci, amintiri foarte, foarte frumoase din relația cu părinții, nu atât de multe, dar multe de la bunici. Da, nici cu ei nu au fost multe, faptul că erau situația mai tensionată la ei. Cred că bunicii au făcut un lucru foarte bun, uitându-mă numai să ne protejeze pe mine și pe sora mea. Tatăl meu nu era o persoană vorbăreață, dar în puținele interacțiuni așa, mi s-a părut că întotdeauna m-a respectat și a fost foarte încântat așa că suntem fete și în sirea nu ne proteja. Am o persoană foarte dinamică, foarte directă, uneori îți convine, uneori nu. Iar bunica, omul care întotdeauna mi-a spus că dacă înveți, poți să faci orice în viață. Omul... Deci era ideea aia, cine are carte, are parte. Da, da, și am primit-o foarte bine de la ea, mai ales că e un om care a învățat să citească, căsătorită fiind când se făcea alfabetizarea. Și așa am avut eu o curiozitate mică fiind să o întreb de ce ai vrut să... Am zis că n-am vrut să mai pun niciodată degetul, pur și simplu am vrut să știu să mă semnez. Super. Din punct de vedere religios, cum erau bunicii? Cred că erau oameni cu teamă de Dumnezeu. Pe bunicul meu îl cunosc puțin, a murit când eu aveam 3 ani. Bunica nu era niciodată foarte religioasă, dar era o femeie credincioasă. Știu că ținea posturile acolo înainte de Crăciun și de Paști. Avea grijă să aibă un limbaj bun, să nu... Așa, era o persoană foarte împotriva bârfei, a fost motiv pentru care nu și-a pus niciodată o băncuță la poartă, a zis că acolo stau oamenii și bârfesc.
și că avem alte lucruri mai bune de făcut, ne-a învățat să ne fie teamă de Dumnezeu. Deci era o morală creștină. Absolut. Și mi-aduc aminte de o discuție foarte tare așa cu ea. Eram la școală și veneam eu cu evoluționismul și întotdeauna era respectuoasă și spunea: mamă, te ascult că tu citești, dar când s-o face maimuța om, să știi că te cred. Și a fost interesant insight-ul ăsta al ei. Cum a fost la tine, Laurențiu? Am crescut într-o familie frumoasă, am trei frați. Tu ești la început? Eu sunt primul dintre, primul. Cel mai mare. Ăla care a dus greu. Da. Și bine că câteva beneficii. Bine că nu sunt frații tăi mai mici aici, știi, de asta. Da. Am avut o copilărie frumoasă. În București, în zonă? Nu, într-o localitate aflată la vreo 150 de kilometri de București, în județul Buzău. Mm-hmm. Părinții s-au ocupat de noi, am avut o relație apropiată cu amândoi, dar în special cu mama, care era și este o persoană foarte relațională. Tata este mai mult cu munca, de la el am învățat responsabilitatea, că trebuie să fiu responsabil. Mă punea des la muncă și mi-a prins bine lucrul acesta. Nu înseamnă că ți-a și plăcut neapărat. Atunci nu. Să nu părem chiar așa, știi. Da. Dar țin minte că mergeam pe munte cu bicicletele împreună cu... Cu tata? Mei. Da, și cu tata. Deci își făcea timp pe chestia. Își făcea timp, da, să... Uite, asta este unul din aspectele care eu le-am apreciat la tata, foarte aglomerat și cu întreținerea familiei și cu biserica. Dar avea momente, noi n-am știut ce înseamnă diferența de generații în perioada respectivă. Deci își făcea timp în aglomerația respectivă, la câte o sărbătoare sau ceva, lua rucsacul, venea cu noi pe munți. Adică tata făcea parte dintre cei tineri, cunoștea munți, că el a fost pe acolo, nu știu ce. Ne ducea, țin minte că erau zile în care făceam 40 de kilometri pe jos. Wow. Apropo, el ducea rucsacul cu mâncarea, că nouă ne era lene, ne punea să bem apă de la fiecare izvor, ne rupea foamea, că în momentul în care punea rucsacul jos era gol, știa că nu mai are nicio problemă. Dar asta mereu am apreciat, că în aglomerație își făcea timp pentru așa ceva. Foarte fain. Da. Și asta nu le vom uita niciodată. N-am avut camere de filmat, n-am avut aparat foto, dar le avem toate pe retină. Da. Da, de la mama am primit mai multă afecțiune, fiind foarte apropiată de fiecare dintre noi și acum vorbim destul de des la telefon. Și nouă ne face plăcere, dar și mamei. Îi face bine, da. Da. Bun, cum ai tăi au fost în domeniul religios? Cum au fost? Deci... Noi nu am vorbit în casa noastră despre Dumnezeu, despre Biblie. Erau oameni cu teamă de Domnul, ca și în cazul Clarei, bunicilor Clarei. Dar nu vorbeam despre lucrurile acestea. Din când în când vorbeam cu bunica mea, care era o persoană religioasă. Atât. Dar nu știam nimic, n-am citit în copilărie nimic din Biblie. Bun, că aici vine curiozitatea mea, da. Și am vrut să văd dacă oarecum la amândoi e similar. A fost morala satului, morala societății, cu plusuri și cu minusuri, dar au fost oameni cu respect, cu bun simț, cu anumite valori, familia, cât au putut, a fost familie, chiar dacă au mai fost și ea. Cum ați ajuns voi în contact cu biserica, cu Evanghelia? Noi ne-am căsătorit după anul 3 de facultate. Așa cum Clara a spus, am fost și colegi de clasă și ne-am mutat în București pentru că eram în două centre universitare diferite. Deci, după terminarea liceului, am mers în două centre diferite, în două orașe diferite. Și aici, în București, am întâlnit grupul de studenți creștini Alege Viața. Și așa... am auzit pentru prima dată Evanghelia. A fost prin intermediul unei conferințe înregistrate cu Josh McDowell și am fost impresionați de mesajul pe care el l-a avut legat de istoricitatea lui Hristos, de veridicitatea Bibliei, de faptul că Biblia nu este o carte oarecare și că
dovezile privind faptul că este de natură divină sunt copleșitoare. Și l-a menționat multe dintre dovezile respective și până atunci nu știam nimic din toate lucrurile acestea. Și asta m-a motivat să încep să citesc Biblia. Au fost colegi, studenți care v-au invitat undeva sau făceați ceva la cămine, la o biserică? Unde? Ce? Da, a fost un coleg de facultate care era și el căsătorit. De fapt, îl cunoșteam mai de mult din perioada în care eu eram student la Brașov. Și el ne-a invitat la el în cameră și acolo am văzut înregistrarea conferinței... În căminul studențesc. Într-un cămin studențesc, da. Cu George McDowell. Sunt curios că am sărit așa repede cu... Că, nu știu, că noi suntem cu diferite tipare. Deci ce ți-a plăcut la Clara când ai văzut-o prima dată? Să știți că mi-a luat ceva timp până când i-am propus să fim prieteni. A, bun, băieților le ia o veșnicie până și fetele, știi, dacă le cauți tensiunea, spune, ce așteaptă asta? Dar asta e altă poveste. Da. Deci aici te credem ușor. Da? A fost în ultimul an de liceu. Prin luna februarie mi-am dat seama că este o fată deosebită. S-a prins ea? Da. Atunci, și m-am tot gândit cum să mă apropii de ea. Și pe la sfârșitul lunii aprilie, da, deci mai aveam două luni și terminam liceul, mi-am luat inima în dinți și la sfârșitul unei zile, după oră de curs, m-am dus la ea și i-am spus că... Vrei meditație la română? Da. Că mi-ar plăcea, mi-ar face mare plăcere să stăm de vorbă și să ne cunoaștem mai bine. Tu ai pus ochii pe el înainte sau nu? Când m-am uitat în clasa lor, m-am uitat să văd cine învață mai bine. Corect, și el învăța corect. Cel mai bine. Corect, deci asta corect. A fost un lucru care l-am apreciat foarte mult la el și cumva m-a și ambiționat foarte mult în lucrurile pe care noi le făceam. Dar mi-am dat seama că era o competiție așa între noi, motiv pentru care am hotărât, cred că la începutul clasei a 12-a, că nu vreau să fac politehnică, așa cum făcea el. Și am ales dacă altceva. El vrea, da, eu nu. Să nu fim în competiție acolo, da. Dar cred că asta mă aprecia foarte mult la el, seriozitatea cu care învăța și faptul că era destul de liniștit, foarte politicos și manierat cu toată lumea. Era greu să-ți dai seama că îi place de cineva. Pe mine m-au anunțat așa niște colege că s-ar putea să mă placă pe mine, deci știam ceva, dar nu poate știam. Poate a vrut să te testeze, stai că da, nu se știe colegele cum e. Da, da. Așa că am fost surprins atunci când mi-au propus să fim prieteni, dar fiindcă ne apropiam de examen de facultate și eram destul de preocupat de asta. Voi teoretic știți, sau nu știu, ar trebui să bănuiți că nu trebuie să răspundeți la întrebările mele, dar în același timp știți că mie îmi place să răspundeți. Deci, dacă ar fi să folosim așa un termen mai dur, voi în realitate erați doi tineri pregătiți, crescuți bine, dar fără o relație personală cu Dumnezeu. Și acum întrebarea mea, v-ați căsătorit. V-a intrat cumva în minte înainte de căsătorie că încercăm și dacă nu merge ne despărțim și asta, sau voi chiar v-ați căsătorit pe bune să faceți o familie faină? Ne-am căsătorit să facem o familie faină, dar trebuie să recunosc și nu mi-am dat seama la început în timp. Eu am avut un pic de teamă că s-ar putea să nu meargă uitându-mă la relația părinților mei. Te afectează fără să-ți dai seama, așa? Da. Deci am surprins... Noi nu am avut multe lucruri în care ne-am certat cât am fost prieteni. Nici nu. Eu eram la Târgu Mureș, era la Brașov, ne vedeam rar în vacanță și... Nu era cu telefoane, cu FaceTime. Eram și foarte ocupați cu școlile noastre, nu am avut conflicte de niciun alt fel. Și atunci când au apărut, după ce ne-am căsătorit, pentru mine a fost un pic de panică, fiindcă nu știam să rezolv conflicte, nu văzusem. Și nu știai cum se vor termina. Și am crezut, am crescut cu mentalitatea că cei care au rămas în mariaj, părinții colegilor mei, e că nu s-au certat. Niciodată. A fost perfect. Da. Și noi eram două persoane educate, că și pe asta am contat foarte mult. Și am zis, la noi nu se poate să nu existe, să comunicăm ușor și să avem o rezolvare la orice. Și asta a fost o panică, dar n-am început așa, adică ne-am gândit sigur că a noastră căsnicie o să țină pentru totdeauna. Nu m-am gândit să ies, să încercăm să vedem dacă merge. Nu a fost... Da. Deci... Nici nu cred că exista curentul ăsta prin 90, adică... Da, nu exista. Eu la mulți le spun că mă întreabă unii, știi, ajung ce să faci? Și am spus, hai să facem varianta simplă. Spune-mi ce vrei. Dacă vrei să-ți salvezi căsătoria, da, atunci
tu vei face tot ce ține de tine, uh-huh, să mergi în direcția asta, acolo te vei investi. Da. Dacă vrei să scapi de ea sau de el, acum ai ocazia că ți-a mai dat o babă, îți mai dă o babă și energia ta va merge acolo. Zic, hotărăște-te bine ce vrei să faci. Eu citeam o carte, nici nu știu, adică nu pot recomanda nici cui, că este așa cam cât Biblia ai de studiu inductiv, cred că un volum. Cineva a investit foarte mult, este istoria familiilor din Transilvania, în fine, o perioadă lungă, și se colectau de la biserici, că nu erau registrele pe la stat, erau la biserici. Și interesant că la biserici aveau o cameră de împăcare. Și ce se întâmpla? Când nu te înțelegeai cu soțul și se auzea, te băgau în camera aia, cred că aveai o singură lingură sau ce aveai, dar nu te deschideau de acolo până nu ori te scotea cu targa, probabil. Și foarte multe familii s-au împăcat. M-am gândit, bă, dacă mă închide cu nevasta aici și știu că nu mai am nicio șansă, probabil după o zi, două, spune tu, ori ne omorâm acum, vedem care pe care și așa, ori dacă nu, hai să găsim, că nu ne mai scot ăștia. Deci faptul că n-a existat, nu ți-a dat opțiunea aia, a fost foarte bine. Da. Când pleci cu opțiunea asta în minte, știi, dar s-au schimbat un pic vremurile. Da, e clar că nu eram pregătiți pentru căsătorie niciunul dintre noi, dar... Bun, voi acum ziceți că nu erați pregătiți, atunci, dar nu atunci erați, da. Noi atunci credeam am că eram, pe da, bineînțeles. Da. Și nu am crezut că vom avea probleme, am crezut că lucrurile vor merge de la sine, exact cum Clara a spus, dar am descoperit destul de repede că trebuie depus un efort pentru a ne înțelege unul cu celălalt. Și am avut și șansa prin grupul de studenți creștini să fie organizate și niște conferințe pentru familii. Țin minte că am participat la una dintre ele în 92. Deci aveam 2 ani de la nuntă. Și ne-a prins foarte, foarte bine. Deci am învățat o mulțime de lucruri la acea ieșire cu familii tinere. Bun, ați aflat, ați văzut conferința lui Josh, ați început să aflați mai multe despre Biblie, despre Dumnezeu. V-ați hotărât pentru o relație personală cu Dumnezeu, dar cam cât a durat? A durat câteva luni. Deci n-a fost o perioadă chiar lungă. N-a fost o perioadă foarte lungă. Deci am început să citesc, cum v-am spus, Biblia. Citeam și cărțile scrise de Josh McDowell, mărturii care cer un verdict, mai mult decât un simplu tâmplar. Deci voiam eu să fiu convins că, într-adevăr, dovezile acelea sunt temeinice. Și am realizat că nu e suficient să citesc și să fiu convins la nivel intelectual de adevărul lucrurilor pe care le citeam. Și am înțeles că trebuie să iau și o decizie cu privire la persoana lui Iisus Hristos. Și mi-aduc aminte că într-o zi am stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și atunci m-am rugat să-L primesc prin credință pe Iisus Hristos în inima mea, ca Mântuitor și ca Domn. Bun, dar voi nu erați obișnuiți cu niște rugăciuni neapărat. Ce? I-ai spus lui Dumnezeu ce ai gândit, nu? Sau cum? La modul deschis. Da, da. Deci am spus: Doamne, mulțumesc că ai murit pentru păcatele mele și vreau să primesc prin credință iertarea pentru aceste lucruri. La care a fost mai greu sau mai ușor? Cred că, deci noi am auzit lucrurile în același timp, dar lucrarea lui Dumnezeu în viața fiecăruia a fost diferită. Eu eram studentă în anul 4, atunci făceam stagiu aici la Spitalul Studențesc Universitar București și era primul nostru an când intram în spital. Și nu știu dacă în urma relației cu bunica mea era mai apropiată de doamnele mai în vârstă. Și mi-aduc aminte că vinerea, după ultima oră de curs, mai treceam, le salutam și uneori, luni dimineață, treceam întâi pe la dumnealor, le aduceam eu un pachetel ceva de la mine, de la cămin. Erau tipul acela de doamne care nu prea voiau să fie externate, cu relații grele, cu nurori, pe care numai studenții le ascultă. Și mi-aduc aminte că în 2 săptămâni la rând, lunea dimineață când am venit, am văzut patul liber al unei doamne și am zis, ați mutat-o, am întrebat infirmiera și a zis, nu, domnișoara doctor, a murit în weekend. Și da, eram proaspăt căsătorită, noi nu mai avuse, adică în familie nu mai sunt pe nimeni care să fi murit de curând și mi-aduc aminte că coboram de la etajul 11 pe scări până în jos unde era amfiteatru și cred că atunci am început să mă întreb unde sunt oamenii când nu mai sunt, adică ideea de suflet nu a fost până atunci în mintea mea.
du-te la medicină să-i ajut pe oameni să trăiască mult și bine, de ce să mă gândesc că o să moară? Dar în perioada asta ascultasem și eu caseta lui Josh McDowell și aveam niște întrebări, dar mi-aduc aminte că m-am justificat foarte mult, pentru că cineva a încercat să ne spună Evanghelia folosind o broșură și am simțit un om foarte bun, am zis. Nu cred că am nevoie, deci eu n-am avut o copilărie așa, Dumnezeu m-ar fi putut ajuta atunci, nu fac rău, m-am descurcat singură, deci... Și în perioada asta, când mi-am pus mai mult problema de suflet, atunci am zis, oh, dacă tot ce e doar aici, nu vreau, mi s-a părut mie că viața mea ar fi ca unei pisici, adică crești, te mulțești, se duce, trebuie să fie mult mai mult de atât. Și asta a fost întrebarea mea. Deci mi-am dat seama că am un suflet despre care trebuie să mă ocup, Dumnezeu mai mult decât mine, și că am nevoie de iertarea lui Hristos în viața mea pentru a avea o viață veșnică. Asta a fost întoarcerea mea la Domnul. Super. Și după asta ați luat legătură cu vreo biserică, ceva, sau cum? Că am pus accentul mult pe lucrarea studenți, nu știu ce. Da. O bună bucată de vreme noi ne-am implicat în mișcarea studențească de aici din București. Deci v-au contaminat și pe voi? Da, cei care... în sensul că la început am participat la niște studii biblice împreună cu alți studenți. Învățam mai multe despre cum să ne rugăm, despre rolul Duhului Sfânt în viața credinciosului, ce înseamnă să asculți de Dumnezeu, lucruri foarte practice. Practice, da. Da. Și v-au prins bine, bănuiesc. Oh, foarte bine, foarte bine. Deci ne-a motivat mult să citim Biblia. Deci asta a fost cel mai mare ajutor. Bun, că tot ai pomenit de Biblie, ce ați spune cuiva, hai să zic unui tânăr, unei familii tinere, Biblia chiar poate juca un rol în tinerețea noastră, caracterul nostru, formarea noastră, căsătoria noastră? Categoric. Categoric. Biblia ne-l înfățișează pe Dumnezeu, ne-l prezintă pe Dumnezeu și ne prezintă frumusețea caracterului lui Dumnezeu, bunătatea lui, dragostea lui. Înțelegem mult mai clar cine suntem noi, de ce am fost creați, cât de mult ni se poartă de grijă și înțelegem că suntem persoane cu adevărat iubite și valoroase atunci când citim Biblia. Chiar dacă nu merităm. Chiar dacă nu merităm, da. Și îți dă un nou tonus, îți dă mult mai multă speranță, privești cu alți ochi încercările, provocările din timpul vieții. Deci, categoric, lucrul acesta ajută foarte mult. Și în relația de căsnicie ne ajută foarte mult, pentru că Biblia prezintă frumusețea relației dintre soț și soție. Biblia prezintă o măreție a căsniciei. Și atunci când noi realizăm lucrul acesta, relația noastră funcționează mult mai bine și problemele și provocările inerente prin care trecem, dintr-o dată par mult mai mici când realizăm cum a creat Dumnezeu căsnicia și cât de frumoasă este. Acum, întrebarea mea este, înainte de a avea o relație personală cu Iisus Hristos, au apărut unele mici tensiuni, conflicte, nu știu ce. Bun, v-ați întors la Dumnezeu, ai început să citești Biblia, să te rogi, înțeleg că de atunci niciodată, pe niciun subiect... Lasă-o pe Clara, că după cum râde... Nu cred că am vrut să comunicăm asta. Ideea este că, cel puțin că eu am făcut referire la faptul că ne-a fost greu cu conflictele la început, ce am făcut la început e ce văzusem. Tăcerea. Deci am început să nu mai vorbim, sperând că lucrurile se rezolvă. Se rezolvă. Timpul rezolvă tot, da. S-a rezolvat din prima zi. Nu cum ați vrut voi. Cum am vrut noi și ideea era că au început să se mărească intervalul în care noi nu vorbeam unul cu celălalt și să strângem niște resentimente. Când au apărut conflictele după ce le-am întors la Domnul, primul lucru pe care l-am învățat este că trebuie să admit când am greșit și să-mi cer iertare. Bun, dar în general femeile nu greșesc. Nu, greșesc și femeile. Și... Am aflat-o și pe asta. Și a fost eliberator, adică întrebarea mea dinainte, când am avut conflict, a fost ce mă fac? O să ajung ca ai mei. Și acum a fost ce mă fac? E simplu, deci îmi dau seama ce am făcut, pot să repar niște lucruri aici, așa am rănit. Trebuie să merg la persoana care am rănit să-mi cer iertare. Sau măcar îi spun să-și ceară iertare.
Asta am experimentat noi la început. N-am fost întotdeauna, am făcut-o poate foarte ușor, dar cred că a fost cam primele exerciții pe care le-am făcut unul cu celălalt. Și au fost bine. Celălalt lucru care vine cu asta, fiindcă nu ne vine ușor să cerem iertare, suntem mai atenți când provocăm conflicturi. Nu, exact pe felia asta sunt eu. Deci când cineva spune că îți cere iertare foarte ușor, îmi dă de gândit. Da, da, da. Eu am spus, doamne, eu îmi cer iertare. Dar câteodată mi-e o rușine că trebuie să-mi cer iertare, adică mă gândesc, măi, omule, ai știut lucrul ăsta, l-ai scris într-o carte, la pagina 42, ai dat lecție la alții și acum greșești tu, dar pe mine asta mă ajută, sper că nu ține de mândrie sau de ceva, sau poate e o chestie pozitivă, oricum ar fi, spun, băi, voi face tot ce ține de mine să nu mai ajung în situația asta. Nu mai trec prin asta, da. Asta și eu personal, chiar apropo de asta, îi întreb câteodată pe bărbați, așa, dacă ei cred că nevestele lor se bucură când ne cerem iertare. Și toți, abia... Și am zis, băi, nu vă cunoașteți nevestele. Se uită așa la mine, zic, și dacă nu le-am întâlnit, le cunosc. Nevestele nu-și doresc să vă cereți iertare. La care ele, să nu mai greșească! Păi zic, și câteodată să știi, dacă nu suntem atenți, asta facem în relația cu Dumnezeu. Considerăm că cel mai încântat este Dumnezeu când ne cerem iertare. Și am zis, bă, omule, 30 de ani la rând îmi cer iertare pentru același lucru în fiecare zi? Păi, la ce stadiu suntem? Eu cred că măcar Dumnezeu s-ar bucura să-mi cer iertare pentru altceva, nu pentru același lucru, să fie o altă greșeală. Deci, în relația asta, faptul că nu ne cerem iertare ușor, e bine. Da. Că da. Ne marchează și nu mai vrem să ajungem avem acolo. Avem grijă să nu ajungem acolo, da. Și completat la ce spunea Lau, că ce lucru s-au schimbat este că Dumnezeu transformă niște lucruri în noi. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Adică ideea asta să nu continui să fie amărât la nesfârșit. Adică am observat clar că venind cu asta înaintea lui Dumnezeu după ce ne-am întors la Domnul, s-au produs niște transformări acolo pe care am încercat persoana educată până la un punct poți să faci, dar ajungi când nu mai poți să treci de tine chiar și acolo intervine Dumnezeu. Da, și dacă Dumnezeu schimbă omul, normal că se schimbă relația. Dacă Dumnezeu lucrează la minte, de acolo pleacă toate. Da. Spuneți-ne ceva, v-ați căsătorit, v-ați dorit copii, aveți copii, simplu, ușor, cum e? Spune. Avem trei copii mari de acum. Domnul să-i binecuvinteze. Două fete și un băiat, fetele au 25 și 24 și băiatul 20. Ah, deci mari, e bine. Da, da, sunt mari, sunt toți studenți. A fost foarte frumos când au fost mici. Ușor, cumva spunem noi, deși au avut vârste apropiate. Păi ușor, ați avut de dacă? Ce ați avut? A fost așa de ușor? Au fost copii foarte dinamici și asta a fost bine într-un fel pentru noi. Poate o să intru un pic cu subiectul. Noi am lucrat mulți ani printre studenți, 2 ani în București, 7 ani în Iași. Asta a fost o mare binecuvântare pentru noi. Am avut întotdeauna babysitter, să zic, pentru copiii noștri, persoane tinere și educate. Atunci copiii prieteni ai voștri cu care lucrați. Au învățat. Da, era și bucuria unei fete să-l mai ține pe băiat în brațe, că nu-l găsea pe ăla mare. Nu intrăm în detalii. Au învățat corect, să vorbească repede corect, să fie antrenați în lucruri mai de oameni mari, dar care i-au tratat politicos și cumva s-au simțit valoroși, prețuiți, acceptați, care au însemnat foarte, foarte mult pentru ei. Adolescența lor a fost, cred că, a tuturor copiilor. Eu spun că e mai greu să crești copii în București uneori, să fie adolescent în liceele din București. N-a fost cel mai ușor, dar au fost legați de biserică, au mers la biserică, au avut grupurile lor, mai mici sau mai mari la un moment dat, cel puțin un prieten cu care au stat și prieteni și din școala în care ei au mers. Ne-am dorit mult să învețe și au făcut bine lucrul ăsta și atunci au găsit copii și în clasele lor care învățau sau cel puțin aveau aceleași valori aici. Deci voi cumva i-ați îndemnat înspre educație. Am ținut mult la asta. Da. A fost una din valorile noastre. Deci a rămas de la bunica. Da, în continuare cred că funcționează asta. Dar vreau să subliniez ceea ce a spus Clara mai devreme, că fiecare dintre ei a avut cel puțin un prieten adevărat în perioada copilăriei și adolescenței. Și a contat enorm, mai ales că perioada asta este una cu multe suișuri și coborâșuri în care adolescenții sunt afectați emoțional atunci când nu se înțeleg, atunci când sunt în contexte mai puțin plăcute și am văzut cât de mult i-a ajutat să aibă un prieten cu care să petreacă timp, fiecare dintre ei, o și fetele și băiatul. Și voi știați de... Da, știam. Nu știu, familiile. Cum s-au înțeles între ei?
Din câte știți voi, să ne înțelegem. N-a fost o gelozie niciodată la, cel puțin Andreea, e copilul nostru cel mai mare, când s-a născut sora ei și nici când s-a născut fratele ei. Deci n-au avut asta, l-au primit bine pe celălalt. Cred că în adolescență, un pic între fete, că au fost un pic mai diferite. Copilul de la mijloc, Ioana, este omul care întotdeauna a făcut legătura bine între extreme. Cred că acum se înțeleg foarte, foarte bine și își spun multe lucruri. Fetele acum au făcut același liceu, sunt amândouă studente la medicină, au și aceeași facultate, deci mai au multe lucruri care ele sunt mai conectate. S-au înțeles în general bine, nu au avut, au avut și zile în care cred că nu și-au vorbit, dar în general sunt... Bine, n-au fost drone, castroane, nu știu ce. Da, deci asta e mare, că se întâmplă și așa, deci da. Îmi spunea una, zic, cum te înțelegi cu sora ta? Doamne, zice, nu știu ce e, mă înțeleg cu oricine. Când vine ea, văd negru înaintea ochilor, zice, castroane, zic, și părinții? Nu știu nimic, zice, asta e altă treabă. Deci, bun, voi... Poate nici noi nu știm tot. Bun, dar dacă nu s-au văzut urme sau ceva, nu, e ok. Nu, n-au fost, n-au fost. Bun, ați ajuns. Eu, cel puțin, când v-am întâlnit pe voi, cred că deja erați implicați destul de bine în lucrarea cu familiile, cu toate celelalte, da. Cum, cu studenții, cum sunteți acum? Cum, că teoretic ar trebui să fiți un pic mai liber dacă sunt copii mari, așa, da? Este. Adevărat. Da, într-o altă etapă a vieții și... Corect. Deci acum suntem în lucrarea Family Life, desfășurăm mai multe proiecte aici în țara noastră, am produs diferite materiale, lucrăm împreună cu o echipă. Suntem 12 persoane în această, 6 cupluri, în această echipă, din diferite orașe. Cei mai mulți suntem aici, 3 cupluri de aici din București, câte un cuplu din în Cluj, Brașov și Galați. Suntem încurajați de ceea ce facem. Organizăm evenimente pentru familii, conferințe, weekende neuitat sau mereu romantici aici în București. Sună bine, da. Romantism în București? E o provocare. Da, să oferim această perspectivă a faptului că romantismul poate fi reaprins în fiecare căsnicie. Da. Indiferent sau de stadiul în care... Sau menținut. Da. De ce nu și înflăcărat? Și înflăcărat, da. Și... organizăm grupuri mici, avem un material special făcut pentru grupuri mici, cu câteva teme de studiu. Când spui grupuri mici de familii. Într-o familie, undeva se pot aduna, într-o cafenea, într-o... Nu? Da, am făcut... Ce înseamnă la birou? Două, trei, patru familii? Trei, patru familii, nu da, mai mult nu, de atât. Nu foarte mulți, că atunci se pierde intimitatea. Da, da, da. Interacțiunea nu e așa. Și avem niște materiale, niște ghiduri special concepute în acest scop, care facilitează, ne ajută în discuțiile pe care le avem. Și vrem ca totul să fie foarte practic. E adevărat că tot ceea ce facem este ancorat în principiile biblice, dar în același timp nu vrem să transmitem doar teologie, ci vrem ca oamenii să știe practic ce trebuie să facă. Și bănuiesc că fiind grupul mic se pot pune și întrebări, adică cineva spune, domne, bun, asta o știu și eu de 20 de ani, cum o aplic. Exact, da. Exact. Și avem două materiale video foarte bune, deci o serie de fapt de materiale, un material este Arta Căsniciei și îl folosim foarte, foarte mult. Deja în România sunt mii de familii care au vizionat cele 6 sesiuni video și au trecut și prin manualul care este asociat cu sesiunile video. Sunt lucruri practice de care fiecare are nevoie, deci legate de comunicare în căsnicie, rezolvarea conflictelor, cunoașterea și punerea în practică a rolurilor, soț, soție, intimitatea, valorile pe care le transmitem mai departe, modul în care scopurile căsniciei și planul pe care Dumnezeu îl are pentru căsnicie. Deci toate lucrurile acestea sunt prise într-o serie video și în un manual scris foarte bine puse la și așa, și... dacă vorbim de un grup, frecvența cum este? Săptămânală, bilunară sau cum? Cum funcționează mai bine din ce ați văzut voi? Aici în București oamenii
nu se, din cauza distanțelor foarte mari, e de preferat să se întâlnească o dată la două săptămâni sau chiar o dată pe lună. Deși o dată pe lună e cam, spațiu e cam mare, da, da, da. Dar e destul de greu săptămânal. Am avut un grup la noi acasă, deși eram în același sector, sectorul 6, unora din grup le lua peste o jumătate de oră ca să ajungă la noi. Da, și în general București e cu da. Toate aglomerațiile vrute și nevrute. Exact. Așa, din ce ați văzut voi, pe care îi poți capta mai ușor, femeile sau bărbații? La grupuri am lucrat un pic diferit și eu și Laurențiu. Deci eu am sunat întâi soțiile și ce am făcut este că le-am spus la ce mă gândesc. Și e bine să știe de la început că a fost o dedicare pentru 6 întâlniri. De pildă, dacă am mers cu arta căsniciei. Ca să-și facă un plan, pentru că unul din cupluri, de pildă, avea 3 copii. Pentru seara aceea, i-aș aducea un babysitter. Trebuia să găsească pe cineva. Ne? Și asta am făcut eu. După aceea, Laurențiu a comunicat cu soții despre tematică, la cum ne gândim, de ce e bine să facem. Asta a făcut sau bănuiești? Mă gândesc că Laurențiu a zis, băieți, veniți... Ne jucăm pe telefon, ele discută, o să fie seara. Nu, a fost fain. Adică mă gândesc cu ce îi poți atrage pe bărbați și vedem meciul de fotbal la studiu. Da, sunt și bărbați studioși. Au fost, cred că am vorbit despre niște teme și la unii, eram prieteni cu unii, știam lucruri pe care ei nu au mai pus niște întrebări de-a lungul vremii. Și am zis, hai că le discutăm într-un grup, ascultați și alte păreri. Ne-am gândit noi pe unii, am ales cumva, aveau și aceleași profesii, lucrau toți în IT. Am zis, măi, în timpurile alea în care nu socializăm, hai să vorbească despre ce știu da, mai să-i bine. Lege ceva, sigur. Și a fost foarte fain, adică chiar s-au cunoscut atunci acolo și a fost păstrat o relație bună după, adică fără să ne mai invite și pe noi. Nu ne-am simțit noi, dați afară, s-au întâlnit uneori să lucreze, joace nu știu ce jocuri de masă. A fost super ok pentru ei, adică au făcut o comunitate a lor care a mers mai departe. Deci. Nu, păi eu le zic unor bărbați, bă, și dacă te duci, te duci de dragul nevestei, știi? Dacă o vezi pe ea fericită, tu stai acolo și ea e fericită, tu ești fericit și după asta îi poți prinde chiar să-i folosească și lui la mai ceva. Mai ales că nu lucrează împreună soțul și soția, asta e un timp foarte fain al lor, da, a fost ca un date la un moment dat, undeva, făceau ceva pentru ei. Da, exact. Bun, și asta faceți doar voi, spre exemplu, dacă o biserică, nu, locală, ar vrea să facă ceva pentru familie, ar putea apela la voi să vă ceară sfaturi, materiale, să vă duceți voi, adică eu nu știu, poate sunt bineînțeles, deci noi am fi mai mult decât încântați dacă bisericile, diferite comunități ar dori să folosească materialele pe care noi deja le-am produs și sunt destul de multe biserici care ne-au contactat și care folosesc deja materiale, în special arta căsniciei, dar și împreună și celelalte materiale. Sau poate chiar o familie, nu? Avem o sufragerie mai mare, tot ne mai întâlnim cu un grup de prieteni. Da. Cred că așa am și făcut. Și de fapt ele sunt făcute, concepute în așa fel încât să fie folosite foarte ușor, fără o pregătire prealabilă, elaborată, de orice familie. Deci materialele respective. Mai ales că sunt și video, doar dă drumul la sesiunea video, avem și întrebările pentru discuțiile în grupuri mici, dacă e un eveniment, dar dacă este doar un grup mic, discuțiile care au loc acolo în grupul respectiv. Mie tot parcă mi se pare mai bine așa când discuți, nu știu ce, decât să... Da. Nu cred că se exclud una pe alta. Nu. Și când facem evenimente, folosind același material, după sesiunea video, împărțim cuplurile în grupuri mici, de câte 3 cupluri. Și ei pot discuta vis-a-vis de tema pe care au ascultat. Avem întrebările deja. Da, sesiunea video e lungă sau? Sesiunile video sunt puțin lungi, 55 de minute durează, dar ce am făcut în unele locuri a fost să dăm porțiuni din sesiunile video, după care să avem discuții în grup mic, o altă porțiune, iarăși discuții. Pe felii, așa e. Da, exact. Exact. Dar și ele sunt prevăzute, unele chiar au un moment când se întrerupe sesiunea video și e un timp de discuție într-o soție care e foarte, foarte bun de interacțiune doar între ei doi. Bine, frumos. Așa, din experiența voastră, studenți, familiști, consilieri și toate astea, dați-ne un sfat tinerilor. Presupunând că vă ascultă niște tineri așa, necăsătoriți, hai să începem cu necăsătoriții, ce i-ați sfătuit?
să se pregătească pentru căsătorie. Deci e important să... Am văzut că de important este să aibă o perspectivă biblică despre ce înseamnă familia. Frumusețea familiei, măreția ei, cum am spus ceva mai devreme, planul pe care, scopurile căsniciei, planul pe care Dumnezeu îl are pentru căsnicie, și în al doilea rând să lucreze. Și dacă n-au un plan de dezvoltare personală, acum este la modă să ai un plan de dezvoltare personală, dacă n-au un plan de dezvoltare personală legat de, de creșterea lor în maturitate emoțională, socială, administrarea finanțelor, spirituală, bineînțeles, să-și facă un astfel de plan. Apropo de asta, să știi că am în minte și caut pe cineva să fac o emisiune pe finanțe. Dar nu cu finanțiști din ăștia care ne omoară, efectiv să vorbești, că stau și mă gândesc dacă unii băieți, unele fete au ceva sau așa, trăim de pe o zi pe alta și după asta ne căsătorim, dacă mai vin și copiii celelalte, bănuiesc în destul de multe familii pornesc discuții și de la finanțe. Așa este. Și poate îi putem învăța un pic, dacă vor să învețe, dacă nu, toți dăm cu capul. Buget, da, categoric, e foarte important acest aspect. Noi am făcut și niște emisiuni radio, aproape 60 de emisiuni radio, am colaborat cu un radio local și am primit un e-mail. Nu am primit multe informații, nu multe feedback-uri de la ascultători, dar țin minte un e-mail lung pe care l-am primit de la cineva în urma unei emisiuni legate chiar de administrarea finanțelor. Și el îmi spunea, dacă ați ști cât de multe probleme sunt în familii din cauza finanțelor. Și el se referea la familii de credincioși. Da, da, da. Da, da, deci, bine, în spatele administrării de multe ori stă egoismul nostru. Sunt probleme multiple. Adică nu neapărat sunt finanțele de vină cât... A, nu, banii sunt neutri, n-au nicio problemă. Da, ce facem noi cu ei și... Da, și banii subliniază, sau modul în care îi cheltuim subliniază valorile pe care noi le avem. Prioritățile noastre. Și de aici apar uneori problemele. Tu ai mai practicat medicină? Nu, de un singur an și acum mă gândesc serios să reiau pentru ca un voluntariat. Pentru că s-a schimbat etapa în viață, cum am zis. Pentru că s-a schimbat etapa. Și dacă te uiți în urmă, faptul că ai investit în propria familie, faptul că ai investit în tineri și în alte familii, nu-ți pare rău? Cred că mai sunt momente așa de nostalgie, dar sunt o mulțime de alte momente bune în care mă bucur că am investit aici. Chiar de curând vorbeam cu o prietenă din Iași și ea lucrează acum și ea ca misionar și de curând îmi spunea că a spus cuiva Evanghelia și s-a întors la Domnul și vrea să ducă mai departe Evanghelia, fata respectivă. Și în timp ce o auzeam, i-am și scris, măi, cu atât entuziasm scris pe lucrurile astea și am răspuns, zice... Și a fost un lucru drăguț pe care l-a zis, că la fel are casa foarte mult deschisă pentru studenți și vin la ea la masă și cineva a zis, mă, dar de ce faci lucrurile astea? Și a zis, pentru că și alții le-au făcut pentru mine și acolo a scris, că voi ați făcut mereu asta pentru noi. Nu cred că am făcut mereu, dar a fost frumos, adică a fost așa un sentiment, a meritat. Și nu-s puținele lucruri prin care spun că a meritat. Mă gândesc de ce să fac și un voluntariat așa ca medic, oamenii rămân totuși deschiși în suferința fizică, mai deschiși la auzi despre Dumnezeu. Cred asta, cu trecerea anilor am putut să observ asta. Este o categorie a tinerilor care ei se întorc la Dumnezeu, au visuri mari, să răstoarne lumea, ceea ce e extraordinar. Sunt ceilalți care au încercat să facă, poate nu s-au gândit toată viața la Dumnezeu. Așa au mers lucrurile și probabil e un pic de dezamăgire că n-a fost poate nici mariajul, nici profesia. Bine, au și probleme fizice și atunci sunt gata să înțeleagă că poate am vrut sau n-am vrut, l-am omis pe Dumnezeu din viața mea, dar acum am o ureche gata să asculte dacă ai ceva să-mi spui. Da, e bine, da. Nu, eu personal cred că ați făcut o investiție bună și tot ce veți face în continuare, dacă veți asculta de Dumnezeu, va fi bine și asta încercăm noi să le spunem și tinerilor. Că nu le spunem așa doar pentru că suntem obligați să le spunem cât de importantă este relația lor cu Dumnezeu cât mai devreme în viață, dar nu o relație de suprafață, nu o relație pentru că cineva a făcut sau mi-a zis, o relație din convingere personală,
apoi o căsătorie cu un scop bine definit, vrem să facem împreună un cămin, vrem să experimentăm binecuvântarea lui Dumnezeu, fericirea în viața aceasta și noi continuăm să spunem că instituția familiei chiar este binecuvântată de Dumnezeu și dacă și în familiile care îl cunosc pe Dumnezeu există urcușuri și coborâșuri. Până la urmă nici nu știm când e urcuș și coborâș, numai după grafica noastră, dar de multe ori am constatat când am zis că jos, mai târziu am zis că am fost sus, când eram sus eram jos, da? Dar ai cu cine plânge, ai cu cine te sfătui, are cine să-ți aducă mângâiere. Ne gândim mereu la cei care sunteți părinți tineri. Nu încercați să priviți niciodată copiii ca o piedică, că vai, Doamne, ce făceam dacă nu venea copilul acesta. Copilul chiar poate fi o binecuvântare și mereu le spun oamenilor, nu știi pe cine ții în brațe. Nici alții nu știu când ne-au ținut pe noi, pe cine ținem în brațe, nici noi nu știm pe cine ținem în brațe. Faptul că dai direcție unui copil, că îl crești sănătos și din punct de vedere fizic și din punct de vedere spiritual, este extraordinar și poate avea un impact dincolo de imaginația noastră. Dacă unii care ne ascultați sunteți cu adolescenți, probabil ați auzit ce a zis Clara, se poate trece și pe aici, deși noi am trecut, se poate supraviețui. Și poate sfatul care vi-l dau eu, să nu vă impacientați voi atât de mult, că ei oricum nu se impacientează. Da, da. Poate diferența între mine și Didina, eu am încercat să-mi fixez în cap că în adolescență trebuie să-i spun de, nu știu, 50 de ori să fac un lucru ca să facă, exagerez, da? Și atunci când ziceam odată și nu făcea, ziceam stai calm, că ai zis numai odată. Dacă îi ziceam de 10 ori și a făcut, am zis, mamă, nici n-am ajuns la 50, sunt chiar fericit. Nu, trec și pe acolo, nu e chiar așa de grav. Da. Deci, până la urmă, partea frumoasă pe care vrem noi să vă transmitem, Dumnezeu chiar există, chiar suntem iubiți de Dumnezeu, chiar are planuri frumoase Dumnezeu pentru noi și nu se oprește totul la viața aceasta, ci la veșnicie. Și familia trebuie să facă parte din familia mare a lui Dumnezeu și, până la urmă, asta este și bucuria noastră, că ne gândim și la lucrurile care nu se văd. Și pentru că tot vorbim despre familie, în încheiere, uite, mi-a venit și mie o idee să fiu drăguț cu voi dacă tot ne suportați și ne ascultați pe mine, nu pe ei, pe ei primiți cu bucurie, să vă recomand cea mai tare carte pe viața de familie. Deci să știți, este o carte, așa de mult mă bucur că este tradusă în limba română, e cea mai bună carte pe viața de familie, indiferent unde sunteți în viața de familie, sigur atinge subiectul și rezolvă. Cred că v-ați prins, este Sfânta Scriptură, chiar cea mai tare carte pe viața de familie, sunt bune și celelalte, luați-le, folosiți-le. De ce sunt bune? Că ele ne ajută să înțelegem Scriptura, de fapt. Dacă unii veți considera că vă poate ajuta familia Laurențiu, alege viața sau ceva, contactați, îi găsiți pe internet, pe altă parte, sunați la noi dacă nu vă spunem unde îi găsiți. Încercați să fiți aproape de Dumnezeu, aproape unul de celălalt. Nu vă faceți necazuri unul altul, că vă fac destul necazuri alții. Și nu uitați, cu binecuvântarea lui Dumnezeu putem trăi frumos și partea frumoasă, pe care încă puțini au descoperit-o, este că odată ce suntem binecuvântați de Dumnezeu, putem fi binecuvântați de alții. Și am încercat să spun că versetul acela pe care deseori îl uităm, spus de Mântuitorul, este mai ferice să dai decât să primești, nu se referă numai la bani. Când investești în alții, te investești și investești valori, vei culege roadele și vei avea o răsplată. Vă mulțumim frumos că ne-ați primit în casa dumneavoastră. Sper să rămânem și în sufletul vostru, poate chiar în rugăciunile voastre. Vă rugați și pentru familia care a fost cu noi. Nu trebuie neapărat să le mulțumiți, că știți că noi nu le prea avem cu aprecierile și nu cumva să creadă că sunt prea importanți. Dar dacă îi întâlniți, poate le spuneți că ați învățat ceva. Mulțumesc că ați venit. Fiți binecuvântați de Dumnezeu. Încă o dată, rămâneți sub binecuvântarea Lui și fiți o binecuvântare pentru cât mai mulți, începând cu cei din casa voastră.